Joe Biden a primit a doua doză de vaccin la un spital din Delaware, în fața camerelor de luat vederi. Ready. Joe Biden a calificat drept mascaradă distribuția vaccinurilor organizată de guvernul președintelui Donald Trump pe final de mandat. Numai 8,9 milioane de americani au primit prima injecție împotriva COVID-19, mult sub numărul anunțat de 20 de milioane, care ar fi trebuit să fie imunizați până la sfârșitul anului trecut. My number one priority is getting vaccine in people's arms, like we just did today, as rapidly as we can. And we're working on that. And secondly, wearing this mask, socially distancing, and making sure people are washing their hands on a regular basis is critically important. Peste 374.000 de persoane au murit de noul coronavirus în Statele Unite ale Americii. Până în prezent, circa 25,4 milioane de doze au fost distribuite la nivel național, ceea ce ilustrează provocarea logistică a acestei operațiuni.